Salutare și bine v-am regăsit la un nou video. A venit momentul în care hai să-l băgăm și pe ăsta un pic la niște, cum se zice, revizie. La 7000 de ore, după 7000 de ore ce aveți orele. Merită să stă o mică investiție, 6120 ai mult dacă nu știați. Îl ducem la Carei, la Ipso, la service, să ne facă servisarea la el. Să vă zic așa de mare ce are de făcut. Adică ce trebuie făcut la el. Îi cilindrii din față, de la direcție, transpiră. Nu curc, dar transpiră. Așa că o să vină schimbate simmering-uri și ce mai are acolo, o-ring-uri și ce mai are acolo de schimbat. Ce mai avem de făcut la el? Pe față, stai să mă gândesc pe față. Da, transpiră, nu curge. Din nou, țin să precizez chestia asta, că una e să curgă și alta e să transpire. Simmering-ul de la arbore, de la motor, dar în față. Deci simmering-ul din față de la arbore transpiră. Ce mai avem? Stai să mă gândesc. Așa, tot în față, la motor avem tamponele care o să trebuiască schimbate. După care avem, cred că în față numai atât avem. Da? Bun, mergem în spate. În spate avem brațurile laterale, că șuncile astea, nu știu exact cum le se zic. Chestiile care țin brațul, chestiile de sus. De aici din spate, fălcile astea de sus, care se văd aici, astea de aici. Ale cu tot cu ax, pentru că am un pic de joc la ele și jocul ăla se vede la rat, de exemplu, dacă ești la semănat, pentru că o parte îți poate intra mai jos sau poate să ai, poți să ai joc. Și vine schimbat după 7000 de ore, cam asta se întâmplă. Adică n-am. La mine s-a întâmplat, nu știu dacă și la alt cineva. În spate mai avem de schimbat, deci brațurile acolo sus plus axul. Deja va schimb numai un braț. Brațul din dreapta, cel drept joacă un pic, dar nuturile, dacă vedeți acolo să văd nuturile alea, nu știu cât de bine se vede. Nuturile alea se uzează și pe ax, că s-au uzat nuturile și atunci și pe ax și are jocul ăla. Care l-are. Ce mai avem de schimbat? Nu mai țin nicio minte atâtea. Au ceva bucș acolo, din câte am văzut eu, depus. Și mai avem în spate la priza de putere, la priza de PTO. La priză avem simmering-ul, care este ultimul simmering din carcasă, și ăla transpiră. De fapt, ăla câteodată și curge, deci transpiră mai tare, se vede că se prelinge destul de bine, știi? Nu numai transpiră, că una e să transpire să se vadă umezală și alta e când se vede și că se prelinge, știi? Se vede cum s-o prelins. Deci e o mică diferență. Și vine schimbat și ăla. În rest, cam atâta. Dacă mi-aduc aminte cumva, vă mai zic. Dar eu știu că... Da. Și mai vine încă reglat în față, vezi, tot în față. La 7000 de ore vine reglat și culbutorii. Deci... supapele. Reglajul de supape, plus o să fie un schimb de ulei la motor. Filtrele de aer, cabina motor. Și cam asta. Eu zic că atât, numai astea altceva. Bun, cam asta o să fie cu acest tractor, dar rămâneți aici pentru că schimbăm tractorul și o să povestim înapoi când vinim. Aducem înapoi alt tractor. Gata, l-am lăsat pe micuțul ăla acolo și l-am luat pe ăsta alt. E 278R270 lui Nicolae. Luăm pe ăsta și îl ducem în fermă. A fost și ăsta la o mică revizie. Asta, după cum știți, nu a fost nou și a trebuit să facem o mică revizie, dar povestim mai multe pe drum. Bun, aici putem vorbi, chiar dacă sunt pe drum. Nu știți, de fapt știți prea bine că eu nu prea filmez, nu prea ați văzut videoclipuri la mine filmând tipă drum. Dar asta este un drum care acus un an, maxim un an jumate, era pământ. Era drum de pământ și acum e asfalt. Asta însemnând că nu-i circulat, nu prea știe lumea de aia și nu-i circulat. De aia îmi permit să filmez de pe aici, de aici. După cum ați văzut și când am dus 6120, am filmat de aici pentru că mi-am permis. Nu este trafic, nu are, n-am ce să fac în sensul ăla, dar voi nu faceți din astea, deci nu filmați la volan, cel mai important lucru, nu filmați la volan. Chiar numai pe drumul de pământ. Eu ați văzut că de obicei când filmez de pe câmp. Ăsta normal era înainte un drum de câmp, acum s-a făcut asfalt, s-a turnat asfalt, s-a făcut legătura între două sate, cum ar veni, între satul de aici și din spatele meu există un sat, dar nu se circulă pe el, foarte, foarte puțin.
Acum, ce să vă spun eu despre ăsta, că am zis că vă spun și despre 8270 respectiv, care a fost la revizie. Și acum am fost după ea, l-am lăsat 6120 și am fost să-l iau pe ăsta, să-l aduc acasă. Păi, următorul lucru, la asta s-a făcut, din câte țin eu minte, acum eu nu știu să vă zic 100% toate treburile, dar vă spun așa din mare, din ce știu eu, s-a făcut următoarele lucruri. La pompa de injecție, dar normal nu este ce pompa de injecție, pompa de înaltă presiune. Stați așa să-mi aduc aminte. Așa, deci la pompa de înaltă presiune, înaltă presiune, avea ceva licăriri de motorină, ceea ce un o-ring slăbit, schimbat. Pițigat, nu știu exact care a fost treaba, l-a s-a schimbat. Ce-a mai avut Nicolae? Reglare supape și el, și la el o trebuie reglate supape. Două dintre ele au fost un pic, cică au avut un pic de joc. Sau de reglate, să nu zicem joc, au fost două de reglate. Ce-a mai avut? Stai să-mi aduc aminte. Ah, da, mai avea o licărire mică de freon, undeva în partea dreaptă. Deci la ceva, tot așa, ceva fitting din ala unde să vine prins. A avut o licărire de freon. S-a rezolvat, o mai trebuie schimbat, de fapt schimbat, pus, că nu a avut, butoiașul de la lichidul de parbriză, deci de la șprițieră, cum zice Nicolae. S-a trebuit cu tot cu motorașe, are trei motorașe, că Nicolae are ștergere față, în dreapta și în spate. Deci și pe geamul din spate are ștergător. Și cam atât, din câte știu eu, cam atât au avut de făcut. A, da, și la display au primit o resoftare. Că îi dădea ceva eror la display și au primit, un resoft la el, să fim mai clari. S-a resoftat, dar am înțeles că are și ceva probleme monitorul, după cum vedeți dungile astea, să vă sunt un pic mai încet, vedeți dungile astea, să văd niște dungi acolo roată. Și cale ar fi de la ceva lichid care s-a scurs din el. Deci e posibil să trebuiască și monitor nou. Momentan au primit doar o resoftare, să vedem dacă mai face figuri. În sensul, făcea figuri în sensul că rămânea blocat. Câteodată rămânea blocat. Cum v-am zis, au primit o resoftare și vedem dacă a fost toată problema din soft sau chiar necesită monitor nou. Dacă o să fie monitor nou, o să aibă Nicolae o surpriză, dar nu vă zic mai multe. Bine, vă zic, o să primească monitor din ala șmecher, dacă știți de care zic. Dacă nu, căutați tableta aia nouă de la John Deere. Dar n-am zis eu, deci nu știți de la mine. Și cam atât a fost cu asta. Așteptăm să ne vină înapoi, să ne fie gata și 6020. După cum am văzut eu acum, băieții de la Itso au băgat alt tractor. O băgat înăuntru un atelier, că l-am lăsat în atelier, bineînțeles, o băgat alt tractor și după aia cred că o să vină a meu. Sau, din câte știu eu, intră două tractoare acolo, sau chiar trei la ei înăuntru. Acum nu știu exact dacă n-am fost să văd înăuntru dacă mai sunt și alte tractoare, dar eu zic că într-o săptămână ar putea fi gata la câte are a meu, poate chiar și mai puțin. Mă depinde care cum prinde timp, știți că așa acolo e pe cum... Nu tot timpul stă un om înăuntru să repare, ci mai pune pe unul pe altul. Din câte știu eu, acum nu știu dacă e 100% real ce am zis eu sau nu. Hai că mai filmăm și când ajungem în fermă, că sunt curios să văd reacția lui Nicolae când își vede tractorașul înapoi. Așa că ne vedem din fermă. Imediat ajungem în fermă, aici deja suntem în sat unde ne este și fermă. Ajungem deja și în fermă. Trebuie să-i reglez ceasul la Nicolae că văd că e dereglat. După resoftare mă gândesc că e destul dereglat. Aici, din câte văd, băieții noștri dau obloanele jos de pe remorci, asta înseamnă că se pregătește lumea de a ieși la îngrășământ. Aici virăm dreapta. Așa. Na, bun, l-am băgat aici. Nicolae acolo fericit că și-are tractorul. Băgat aici lângă combină. Cam astea fiind spuse, nu uitați să dai acolo mare, mare like dacă ți-a plăcut acest video, să te abonezi, să-ți spune și clopoțelul și până data viitoare, numai bine, rău, la nimeni.